Ei, Gabriela și cu Valentin, de când s-au anunțat un cuplu, s-au comportat extrem de frumos și de drăgostos unul cu celălalt. Au vorbit despre lucruri pe care le vor face în viitor, se imaginau deja la casa lor cum vor găti dimineața, cu ce o să-l aștepte ea pe el, cu ce așteaptă el pe ea și așa mai departe. Au vorbit chiar și despre copii. Interesant, mi s-a părut că pe timpul materialului am observat în icoana aici o imagine cu Deni, deci efectiv m-a lăsat fără cuvinte. Am citit mai multe comentarii și ia uitați-o cum se uită. Deci pe mine efectiv mă urmărește privirea asta, nu știu, să uita cumva, spune și dumneavoastră în comentarii. Am citit și pe grupurile de Facebook și prin comentariile pe care le-a lăsat la noi pe canal, cum că Deni ar fi în continuare îndrăgostită de Valentin. Sincer, eu nu aș înțelege dacă ar fi așa, pentru că ea este curtată de trei bărbați, unii dintre cei mai ok băieți din casă, până la urmă că Valentin a avut și el la rândul lui trei fete care îl plăceau. Viorel, unul dintre bărbații care o place pe Deni, este la fel. A fost înconjurat de fetele din casa Mireasa. Cel puțin trei umblau după el și în momentul de față și-ar dori să aibă o relație cu el. Mi-ar părea rău să fie așa, pentru că chiar așa ar pierde timpul degeaba. Mi-a plăcut discuția dintre cei doi aici, dintre Valentin și dintre Gabriela. Îmi cer scuze, am făcut o paranteză așa, pentru că mi-a plăcut foarte tare poza lui Deni, imaginea aceea, nu știu, s-a uitat foarte creepy așa. Foarte mult mi-a plăcut discuția dintre cei doi, bineînțeles că și doamnei Simona îi se păreau dubioși biscuiții aceea cu data de 21. Îmi plac. Valentin și cu Gabriela îmi plac foarte tare. Îmi plac pentru că până la urmă arată afecțiune, dragoste, îndrăgosteală, nimic negativ.